Și acești cormorari care nu avem voie să-i vânăm și nici pelicanii să-i vânăm că este natura 2000, eu îi păzesc de 22 de ani și le dau să mănânce. Iar subvenții IOC. A încercat acum 3-4 ani să ne dea Ministerul Agriculturii prin domnul Daia, mai ne-a dat ceva și a încercat să ne dea niște subvenții pe cormorari și pe pelican natura 2000. Am făcut toate demersurile, am făcut toate actele. Deci toți ai tiște care fac acte, cer bani, mulți. Și eu trebuia să plătesc. Și când am ajuns la final să luăm banii pe natura a două mică, trebuia să nu împușcăm pușcăm să nu-i corm... nu alungăm, să nu știu ce, cu speranța că luăm ne-au mâncat peștele tot, cei care trebuia să populeze, să mănânce și la ei, că dacă se populează, deci curtea e mare, are de să mănânce cormorarii ăștia, care sunt aproape 10.000 de cormani și 1.000-2.000 de pelicani. Mâncau și la ei. Dar unii dintre ei, dacă nu plătește statului pe hectar, de exemplu, eu pe hectar aici bag pompe cu, cu pompe. Am 100 de kilovați cu pompe. Eu aici sunt la 2,20 m față de nivelul lacului Moștiștea, de unde ne alimentez. Și eu pompez apa. Cheltuie niște bani. se cheltuie nu știu ce. Și ei nu ne dau măcar nimic, nicio subvenție, cu speranța că ne ne-au păcălit, ne-au luat banii cei care ne-au făcut proiecte și nici la ora actuală nu ne-a dat nimic în promisiuni. Ne-a băgat acum banii înapoi la Uniunea Europeană, pentru că au greșit 2-3 piscicultori care au vrut să iau banii. Suntem dați acum pe mâna DNA-ului și văd că nici DNA-ul ăsta... m chemat de 3 ori la DNA să mă întrebe de ce nu mi-a dat e, pe Natura 2000, că am dus toate hârtiile acolo și mi-a zis că... O să se rezolve, că e are în colimatoriu, dar a trecut trei ani și noi n-am luat nimic. Și ne desfințăm și ca pepinieră, deci nu o să mai facem nici puie de pește, nu se mai facem nici pește pentru vânzarea la magazin.